Hei, salutare tuturor! Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa, sunt foarte obosită. Pentru că acum am ajuns acasă, am fost în Kaufland, am fost în Cora, am fost în Lidl și am fost și în Pepco. Și după aia am dus la bunii și la noi și acum am ajuns acasă și nu mai pot, sunt moartă de obosită. Dar m-am gândit să fac o video pentru voi, să fac un gigantic slime, deci da... Pentru că am făcut un live mai devreme, voi încerca să mă trezesc puțin. Am făcut un live mai devreme. Mai devreme, mult mai devreme. Și v-am întrebat dacă vreți să fac un slime super mega mare. Și bine, deci chiar super mega mare. Și v-a zis da. Eu mi-am luat această caserolă. Știu că nu o să fie atât de mare, dar da. Le pune, cred că tot lipicele acesta. Ok, deci vom începe să punem lipicul. Îi pune tot. Deci acesta este un lipic nou. Și îl voi pune. Hai că îmi place, mă trezește sunetul ăsta. Mamă, deci uitați-vă. Deci m-a trezit gata sunetul ăsta. Cred că l-am pus pe tot, dar văd că tot mai iese ceva. Cum fac așa. Ok, eu să mă opresc. Mai departe voi pune... Mamă! O, Doamne, cât este o să și... Wow, Doamne! Dați-vă, este super mega mare! Doamne Dumnezeule! Ok, știu că există așa mult mai mare, dar pentru mine este foarte mare. Mai departe vom pune coloratul sau tempera. Eu voi pune tempera albastră. Ia să vedem dacă ajunge, mai voi pune puțin. O, Doamne, cât lipici am pus. Am pus pe toți. Special pentru voi, ca să vedeți cât vă iubesc. La voi nu se vede prin acest plastic perfect cum se vede în realitate. Mai voi pune puțină culoare. Amestecăm iarăși. Doamne, deci este super mega tare. Sperăm că nu se întărește. Pentru că îmi place super mult de acum. Nu știu, nu o să mai pun glitter. Aveam de gând să pun, dar nu mai pun. Wow. Este super mega frumos. Nu este chiar nu e. Se vede mai urățel cum îl vedeți de la cameră, dar în realitate e mai frumos. Ok, acum sunteți gata să-l activăm cu glicerina boraxată.
Haideți să-l activăm. Gata. Sperăm că e de ajuns, nu știm sigur. Deci slime-ul iese. Dar cum se vede, mai trebuie să punem. Mamă, cât am pus. O să mă ridic în picioare. Nu știu dacă era chiar momentul să bam mâinile, dar cum cunosc eu acest lipici, ar trebui să bag mâinile. Nu vreau să risc să o bag și pe mâna dreaptă, pentru că nu sunt mai cu ce mână să pun activatorul. Dar mă voi risca, așa că voi lua mâna. Mamă, cum se simte! Ce mega tare! Senzația! Deci, cum simt eu? Am băgat la momentul potrivit mâna. O să vedeți și voi imediat, pentru că eu cu acest tip de lipici am făcut multe slime-uri și știu cum este cu acest tip. De lipici. Ah, am dat pe birou. Deci uitați-vă. Acesta nu este tot slime-ul, cum vedeți mai am lipici în bol. Dar vreau să fac o parte. Și n-am pus deloc multă glicerină. Mă uit așa pentru că vreau să văd cât am consumat. Adică am consumat foarte puțin din glicerină boraxată. Credeam că o să pun aproape tot tubul. Nu știam că chiar atât de repede. Îți dai seama după ce îl amesteci. Parcă faci o spumă, nu știu cum să zic. Parcă se albește. Deci e bine că începe să facă dure, pentru că dacă face dure, slime-ul se va face imediat. Deci trebuie doar să așteptăm puțin și el se va face. Mi-e place super mult, chiar dacă mai am o tonă de amestecat. Ce mai am un bol, o grămadă. Parcă se face mai alb. Nu știu cum să vă zic. În realitate se face alb. Deci uitați-vă, are mai puține dure acum și se întinde mult mai bine. Și este mult mai mare. Vă dați seama cât va fi dacă amestec cu acest lipici? Mă dor mâinile rău. Mă pot. Cred că voi reveni. Ok, deci aproape am incorporat tot lipiciul. Cum vedeți, mai este aici. Lipici, dar mai este mai puțin decât era înainte și slime-ul e mult mai mare. Și începe destul, începe acum care este o cantitate mai mare, foarte greu de amestecat.
Mai ales că am folosit și un lipici transparent. Este puțin sticky acum. Mai voi încerca să iau toată asta. Voi încerca. Ok, deci am luat-o aproximativ pe toată. Mai este foarte puțină, dar o să dau la o parte. Așa că voi încerca să fac eu treaba aici, cum trebuie, în picioare. O să vedeți doar stemul și pe mine nu-mi pare rău. Oricum, acum cred că în acest videoclip vă pare mai interesant stemul decât să mă vedeți pe mine. Dacă mai vreți să fac slime-uri mari, scrieți-mi în comentarii cifra 8. Deci este sticky. Îl voi pune pe masă. O, Doamne, cât e de mare. Dar este sticky, nu înțeleg de ce, dar cred că o să mai pun puțină glicerină boraxată. Hai, bine că nu am strâns rău. Voi pune puțină, nu voi pune multă. Mă curci. Gata. Ok. Și acum vom amesteca. O, Doamne, până unde a ajuns? Și ne luptăm ca o cocă să amestecăm bine. Cred că am pus prea multă. Am exagerat. O, Doamne, o simt. Cât e de multă. O, Doamne, prea multă. Deci mi-am dat o seama. Trebuia mult mai puțină. Cred că trebuia un strop. Dar se rezolvă asta cu pastă de dinți. Dar mai trebuie amestecat că mai are dure. Ah, mamă. Cât este? Cerc paleta asta plină de lipici. Și masa. Deci voi reveni când e slime-ul gata, gata. Ok, deci l-am făcut, gata. O să mai adaug puțină pasă de dis. Dacă o vedeți pe mami în fundal, îmi pare rău. Ok. Deci acum se mai lipește puțin pentru că am lipici pe mâini. În această cauză. Se lipește el. Voi pune pastă de dinți. Vreau să se întindă. I-am adăugat, după ce am oprit camera, din greșeală mi-a scăpat mai multă glicerină boraxată. Și am făcut prea tare. Dar în rest e fec. Este mega mare. Acesta este cel mai mare slime de pe canalul meu de YouTube. Ok, mă duc să aduc pasta de dinți. Ok, am adus și pasta de dinți. Și acum voi pune cât cred eu. Pentru că este slime-ul mai mare, voi adăuga atât. Și îi face o inimioară pentru voi, că vă iubesc. Ok. Oh, s-a stricat inimioara. Îmi pare rău că n-ați văzut-o. Ok, acum vom amesteca. Mamă, iasă incredibil de frumos.
Să vezi cum sunt pe mami. Deci începe să ne se lipească de mâini. Asta este. Vreau doar să-l fac mai elastic. Atâta tot. Deci voi reveni cu el. Gata! Făcut, făcut, făcut. Gata și slime-ul. Mi-mi place mult. Este mare. Încă nu mi-am deslipit slime-ul de pe mine. Ce voi încerca acum? Voi lua o bucățică mică și voi încerca să mă curăț. Deci mâna stângă aproape este gata, curățată. Dar nu vrea să se ia o bucățică. Ok. Mi-mi place mult slime-ul și da, să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest videoclip și să dați un mare like, să vă abonați dacă sunteți noi. Și v-am zis, dacă mai vreți să fac slime-uri mari, atât de mari sau chiar și mai mari, îmi scrieți în comentarii cifra 8. Mie îmi place mult, ok. Vă pup! Pa!